Cauzele descurajării, mai ales în cazul lui Ieremia, care a fost un profet, proroc, chemat de Dumnezeu din Anatot, în Iuda, era în primul rând faptul că nimeni n-a ascultat de cuvântul Domnului când el a propovăduit credincios și corect voia lui Dumnezeu mai mult poporul s-a împotrivit și alți proroci fași au apărut care s-au împotrivit lui Ieremia și în urma urmei poporul a realizat că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și ei erau duși în exil de babilonieni și Sionul Ierusalimul cu Templul era dărâmat, și toate aceste lucruri, factorii acestea, au contribuit la descurajarea Profetului. Mai mult, el a simțit singur, nu prea a văzut că cuvântul vestit are efect în mijlocul poporului, și astfel el a devenit foarte descurajat.